Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom aborda două subiecte. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre implementarea sistemului VAR în fotbalul românesc. Am văzut cum a funcționat la Cupa Mondială. Vorbim cu președintele Comisiei Județene Arbitrilor Iași, Vlad Ciobanu, despre arbitrajele Cupei Mondiale și despre acest sistem în România. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre șahul ieșean. Se pare că avem cei mai mulți practicați la nivelul țării. Bună seara, Vlad, bine ai venit la Telem. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bun, facem un pic o retrospectivă despre meciurile de la Cupa Mondială. Cum ți s-au părut arbitrajele de până acum? Cred că e prima dată când am urmărit cu foarte multă atenție introducerea sistemului VAR în fotbal, pentru că până acum, fiind testat în câteva campionate din Europa, aveam sau nu aveam posibilitatea să-l urmărim. Acum, în schimb, toată atenția fiind focalizată pe campionatul mondial din Rusia, bineînțeles că am urmărit cu mare atenție și folosirea sistemului VAR. Cred că până acum, analizând așa per ansamblu, cred că își justifică aplicarea lui și cred că și în viitor va fi un lucru benefic pentru fotbal. Sunt, bineînțeles, câteva dezavantaje la care am văzut că FIFA și UEFA lucrează pentru a le diminua momentan efectele. În schimb, au fost foarte multe decizii importante văzute și revăzute cu VAR și întoarse deciziile arbitrilor cu decizii corecte și care, până la urmă, n-au influențat pe teren rezultatele unor meciuri, pentru că dacă ne gândim numai în primele două etape ale competițiilor în grupe, cele mai importante momente, practic, cred că au fost în jur de 14-15 situații de acordare sau de neacordare a unor lovituri de pedeapsă, care au apărut în niște momente cheie, la scoruri egale, la diferență de un gol, care apoi au însemnat egalarea pe tabela de scor. Altfel, fără aceste decizii, cu siguranță că vorbeam acum despre foarte multe decizii controversate ale arbitrilor, despre interese la nivel global sau mai știu eu despre ce alte lucruri. Deci, practic, s-a pus capăt speculațiilor. N-am văzut până acum speculații. Adică îți spuneam și înainte de emisiune, îți spuneam despre acel arbitru american de la partida dintre Anglia și Columbia. Probabil el a fost cel mai contestat arbitru de până acum. Citeam și reacțiile columbienilor după meci, au fost vehemente la adresa americanului. Da, putea să fie și o zi foarte proastă a acelui arbitru. Într-adevăr, au fost o serie de decizii care au nemulțumit la un moment dat ambele echipe, nu doar columbienii, dar dincolo de toate, superioritatea Angliei a fost destul de clară în acel meci, adică nu putem vorbi despre o viciere a unui rezultat, ci doar despre o prestație nu la cel mai înalt nivel, să spunem. Se poate întâmpla atâta vreme cât lucrăm cu oameni care sunt supuși greșelii și mai ales în cadrul unui meci de fotbal, când un arbitru are de luat mii de decizii într-o fracțiune de secundă, pot să apară și unele abordări, să spunem, greșite ale jocului, un management defectuos care conduce la astfel de situații nedorite, bineînțeles. Au fost unele faze pe care personal nu le-am înțeles în timpul meciurilor. Decizii, de exemplu, a fost, nu mai rețin, o lovitură de pedeapsă. Centralul a acordat lovitura de pedeapsă, apoi s-a spus în cască ceva, adică arbitrii, acei care vedem toți serioși în camera de comandă. În camera de comandă pot influența pe central să zic că, uite, de lovitura a fost în afara careului, fără să ceară centralul, fără să ceară bineînțeles, asistența. Bineînțeles, ei au acel sistem de comunicație
în orice moment al partidii comunică între ei și ăsta este și rolul arbitrilor VAR, pentru că ei sunt patru, unul dintre ei este coordonatorul grupului și pe lângă cei patru arbitri mai există un grup de patru operatori video care au rolul de a selecta în cel mai scurt timp posibil reluările și fazele în așa fel încât să le fie transmise celor patru arbitri asistenți VAR și ei le revăd în, eu știu, una, două, trei, patru, cinci secunde, ei trebuie să se miște foarte repede și apoi imediat să-i transmită decizia și arbitrului, pentru că orice decizie poate fi întoarsă până când jocul nu a fost reluat. Deci dacă jocul a fost reluat, nu mai poți întoarce o astfel de decizie. Și atunci ei trebuie să se miște foarte repede. Bineînțeles că atunci când există dubii sau suspiciuni foarte clare asupra unor faze, lui se atrage atenția, da, să aștepte câteva secunde ca ei să revadă acea fază. Și apoi, dacă este cazul, dacă arbitrul poate este foarte sigur pe decizia lui, fie poate să nu-i asculte și să meargă în continuare pe decizia lui. Aici vreau să te întreb. Da? El are posibilitatea de este suveran. Deci este suveran. Da? Deci, dincolo de orice se comunică în cască sau prin sistemul de comunicație, el este suveran asupra deciziei și direct răspunzător. Că parcă s-a lăsat așa impresia că virgulă centralul este cel din cască și nu cel de pe teren. Nu. Și coordonatorul de VAR din camera de comandă nu o să încerce niciun moment să întoarcă o decizie dacă e discutabilă, pentru că am văzut și multe decizii discutabile care nici măcar n-au fost analizate. Dar acolo unde este clar, este firesc ca arbitrului să îi se comunice lucrul ăsta și așa cum spuneam mai devreme, fie el merge pe varianta lui, fie are posibilitatea să meargă la mijlocul terenului, arată ca să vadă toată lumea acel dreptunghi în care el se va duce să urmărească pe monitorul special amplasat pentru el la mijlocul terenului, într-o zonă, ați văzut, destul de retras, astfel încât să poată doar el să vadă faza. O revede de două, trei ori și apoi revine cu decizia, fie și o păstrează, fie o schimbă. Da, aici vreau să te mai întreb un lucru. Acel centru de comandă este obligat ca la fiecare fază litigioasă să-i atragă atenția arbitrului? Ei comunică pe tot parcursul meciului. În schimb, din materialele de la FIFA pe care le-am tot consultat în perioada asta premergătoare a campionatului mondial, sunt doar patru situații în care VAR-ul poate să intervină și poate să întoarcă sau nu o anumită decizie. Este vorba de acordarea sau nu a unei lovituri de pedeapsă, de eliminarea directă a unui jucător, de acordarea unui al doilea avertisment, da, care s-ar transforma în cartonaș roșu, și de identificarea greșită a unor jucători. Adică, de exemplu, dacă arbitrul acordă numărului 7 cartonaș galben sau cartonaș roșu și, de fapt, jucătorul vinovat era un altcineva, pentru că mai sunt acele confruntări de masă între jucători când, efectiv, poți să scapi din vedere un anumit jucător, să ți se pare că un altul a comis o abatere. Și atunci ăsta e rolul VAR-ului, să intervină și să sancționeze, să întoarcă o astfel de decizie clară, greșită de către arbitri. Nu poți pentru orice, pentru orice foul sau pentru că am văzut și că jucătorii și stafful echipelor în general nu prea au înțeles sau n-au fost suficient de bine informați asupra modului în care se folosește sistemul. Pentru că dacă ați văzut la multe meciuri importante, deja aproape la fiecare decizie jucătorii fie făceau acel dreptunghi, fie cereau arbitrului să consulte VAR-ul. Nu există posibilitatea asta, deci nu la orice foul, nu la orice... Deci nici jucătorii nu cunosc prea bine... Asta a fost impresia mea. O brambureală așa. Nu neapărat o brambureală, cât ca orice sistem de dimensiune, totuși, să spunem, sau mă rog, de o importanță destul de mare și la cea mai importantă competiție interțări, totuși campionatul mondial este competiția cea mai importantă, dincolo de ceea ce se întâmplă la Olimpiadă.
probabil că au fost acele neajunsuri sau lucruri care n-au fost prevăzute sau nu s-au gândit că ar putea să genereze probleme în aplicarea lui. Pentru că am văzut că au fost situații în care, de exemplu, tot ca o deficiență a sistemului, timpul de așteptare pentru vizualizarea unor faze sau până la luarea unei decizii a fost destul de mare. S-a stat la unele meciuri chiar și 3-4 minute, ceea ce este mult. Dacă întrerup meciul timp de 4-5 minute, deja se pierd foarte multe lucruri. Pierd din spectaculozitate, din interes, din... Se fragmentează jocul. E și destul de greu. Eu aș vin cu completarea de, ca om de televiziune. Este destul de greu să procesezi într-un timp atât de scurt, să selectezi acea fază, să o tai și să-i redai centralului acel moment de câteva secunde. Așa este. Și cu toate astea, ei s-au mișcat destul de repede. Adică au fost câteva faze foarte grele care, într-adevăr, au necesitat mai mult timp. În rest, cred că au optimizat destul de bine timpul. Pe de altă parte, și arbitrii au fost pregătiți înainte de începerea campionatului mondial, au participat la un curs de instruire, de perfecționare în Italia, la Coverciano, unde timp de câteva săptămâni, pe lângă partea de pregătire fizică și teoretică pentru campionatul mondial, au trebuit să pregătească și modul în care înțeleg și se implementează sistemul VAR. Și încă un lucru foarte interesant pe care l-am observat este că pe măsură ce ne-am apropiat de fazele finale ale competiției, începând din optimi și am văzut și la sferturi zilele trecute, sistemul a fost folosit din ce în ce mai puțin. Fie probabil și valoarea crescută sau valoarea certă a arbitrilor care au oficiat în aceste meciuri, fie poate a fost și o, să spunem, scădere a presiunii la nivelul jocului, pentru că existând acea posibilitate de verificare a unor faze, jucătorii nu au mai pus atâta presiune pe arbitri. Și mă gândesc că este tot un lucru pozitiv, pentru că am văzut că și nivelul protestelor a scăzut destul de mult. Cred că va fi un sistem util până la urmă. Da, începând de, probabil, din acest nou sezon competițional, cred că va fi implementat din ce în ce mai multe țări din Europa și probabil că va ajunge și pe celelalte continente. Singura problemă care se va ridica mai departe vor fi costurile. Pentru că înțeleg că este un sistem destul de complicat, da, de costisitor. Despre costuri aș vrea să te întreb atunci când vom discuta despre introducerea acestui sistem în România. Acum să rămânem la Cupa Mondială, pentru că mai am câteva întrebări, timpul e destul de scurt. Pe ansamblu, cum ți s-au părut arbitrajele de la Cupa Mondială și de ce Anglia nu a avut arbitru la Cupa Mondială? Anglia, care a dat arbitrii la fiecare ediție a Cupei Mondiale. Cred că nivelul arbitrajelor, ținând cont și de globalizarea existentă în ultimii ani pe care o tot încearcă FIFA, cred că s-a ridicat la un nivel destul de bun. Am văzut, în schimb, și unele carențe ale unor arbitrii de pe alte continente, care plătesc tribut unor competiții probabil destul de firave la nivel intern, neavând probabil nici pe plan extern foarte multe șanse de a arbitra jocuri cu grad de dificultate ridicat, atunci se vede oarecare lipsă de experiență la ei. În schimb, la arbitrii europeni, chiar și la cei din America de Sud, pentru că argentinianul Pitana, de exemplu, a avut niște prestații foarte bune, chiar și iranianul Rezai. Deci, per total, cred că nivelul arbitrajelor a fost unul bun și cu ajutorul VAR-ului au fost foarte puține decizii controversate și foarte puține rezultate ale jocurilor influențate de decizii ale arbitrilor. Situația Angliei, nu știu dacă trebuie comentată foarte mult, pentru că la fel am putea să ne poziționăm și noi, chiar dacă n-am avut echipa națională care participă la campionatul mondial, știm foarte bine că Ovidiu Hațegan a fost foarte aproape de a prinde campionatul mondial și cred că
era și îndreptățit să ajungă acolo comparând cu ceea ce am văzut din, din alte părți. Sigur, pentru, pentru Anglia... Adică ai Premier care... League, ai... Corect, însă... Nu ai un arbitru măcar la... Da, ei, de exemplu, în campionatul intern și prelungesc foarte mult vârsta arbitrilor pentru Premier League, de exemplu, se poate arbitra până la 50 de ani, dacă, dacă nu greșesc. Ei, în momentul în care vii cu un arbitru care are 46, 47, 48 de ani, e greu să-l aduci să mai oficieze la campionatul mondial, adică... FIFA și UEFA au cu totul alte, alte condiții, alte standarde. Premier League-ul e competiția națională sau, mă rog, asociația națională care își face regulile după, după bunul plac și după modul în care gândesc și hotărăsc ei că este cel mai bine pentru competiția lor. Știm foarte bine că în Marea Britanie este și un fotbal atipic, mult mai, mai bărbătesc și cu contactele permise până la limita maximă a regulamentului. Na, nu știu ce să zic mai mult de atât. Probabil că nu au avut un vârf care să, un lider, nu? Da, să se ridice peste nivelul celorlalți arbitri din Europa care sunt acolo. Crezi că pe Hațigan l-a tras în jos și acele greșeli de la... la meciurile de baraj? Nu neapărat greșeala în sine, cât presiunea mediatică ce s-a creat după acel joc și probabil faptul că acel gol înscris din penalti a fost gol hotărător, pentru că dacă Elveția sau dacă Irlanda, nu? Irlanda, da. Ar fi câștigat de o manieră categorică meciul retur și acel gol ar fi fost doar un gol înscris în urma unei greșeli de arbitraj, nu ar mai fi fost o mare problemă. În schimb, a fost golul decisiv prin care Elveția și-a asigurat participarea la campionatul mondial și atunci, normal, nemulțumirile, presiunea media a fost foarte mare. Și probabil că FIFA a trebuit să ia o decizie în consecință. Bun, haide să vorbim puțin despre sistemul VAR în România. Aici mi se pare destul de greu de implementat acest sistem. Și mă refer aici la faptul că sunt puține stadioane din România care oferă cât de cât condiții pentru comentatorii meciurilor. Nu mai spun pentru... E adevărat lucrul ăsta. Cred că principalul impediment va fi cel generat de costuri. Tot așa, din ce am citit, am văzut că implementarea sistemului pe un stadion ridică costurile undeva la 250-260 de mii de dolari. Ceea ce înseamnă destul de mult pentru bugetul unei echipe. Acum, dacă nu va exista un sprijin de la UEFA sau un sprijin din partea federației, financiar din partea federației sau a ligii, mi-e greu să cred că se va putea implementa în următorii 2-3 ani la noi. Pentru că nu văd cine ar putea să facă un astfel de efort financiar astfel încât să poată să implementeze imediat acest sistem. Un al doilea lucru pe care foarte bine l-ați subliniat este infrastructura, pentru că avem într-adevăr puține arene, terenuri pe care să poată fi implementate așa cum se solicită sistemul, pentru că pe lângă acea cameră de comandă sunt foarte multe camere de luat vederi care ar trebui amplasate în diverse puncte ale stadionului, unele înalte, unele în lateral, unele la nivelul gazonului, pentru că acum erau inclusiv două camere de luat vederi mobile pe fiecare parte a arbitrului asistent, care îl ajutau, mă rog, după, pentru revederea unor situații de offside, îi ajutau foarte mult pe arbitrii asistenți, pentru că la campionatul mondial li s-a și recomandat ca toate situațiile la limită, în ceea ce privește poziția de offside, să fie lăsate. Deci, indiferent dacă ești sigur sau nu, să o lași și apoi imediat VAR-ul, în 2-3 secunde, îi comunica arbitrului în cască dacă decizia a fost sau nu greșită. Pentru că sunt sigur că am observat că și ați observat că au fost foarte multe decizii la limită ale arbitrilor asistenți lăsate și se revenea după 3-4 secunde cu o semnalizare a arbitrului asistent. Se vedea apoi reluarea și toată lumea vedea că era offside sau că nu a fost offside. Asta a fost o recomandare, tocmai fiindcă au fost acele camere mobile. Ele presupun și ele un anumit sistem, o anumită
un anumit loc pe care trebuie să-l ai, să poți să-l crezi. Vine o iarnă din aia în România. Da, e complicat, îngheață tot. Cum a fost pe la Botoșani când au... Plus că corect, să ne gândim că avem echipe care vor retrograda. Nu știm dacă acest sistem va putea fi împrumutat, închiriat, cum se va proceda, pentru că ok, îl achiziționează un club sau clubul e finanțat de o administrație publică locală, practic îl achiziționează administrația locală, nu poate fi înstrăinat. Vor fi niște probleme din punctul ăsta de vedere și de legislație și de... Bănuiesc că ideal ar fi ca unul dintre forurile de conducere a fotbalului românesc să susțină financiar acest proiect, nu? Da, să-l susțină, în schimb nu cred că va putea să achiziționeze tot ceea ce înseamnă din VAR și atunci iarăși o să apară întrebarea cât e al echipelor, cât e a federației sau a ligii. Și un alt punct important, probabil al treilea sau, da, cred că al treilea, pe care îl văd ca o problemă importantă, este modul în care arbitrii vor fi instruiți și vor înțelege să aplice acest VAR, pentru că la fiecare meci, da, deci dintr-o dată va însemna un număr mai mare de arbitri în lotul ligii întâi, da, pentru că nu o să mai avem acum 4 arbitri, ci o să avem 6 sau 7 sau 8 și atunci trebuie să aduci alți arbitri din eșaloanele inferioare, care vor fi promovați în liga întâi. Și tot acest lot va trebui să înțeleagă foarte bine ceea ce înseamnă sistemul VAR, pe care ulterior să-l pună și în practică. Cine va suporta costurile la acele delegări? Astea sunt niște costuri exact care apar ca o anexă a sistemului, pentru că înseamnă încă 2, 3 sau 4 arbitri mai mult care vor trebui plătiți pentru prestațiile lor. Din ce ai văzut în campionatele externe, am văzut în Italia, cum ți s-a părut sistemul? Am văzut destule decizii întoarse. La fel, cu multe hibe. Cred că ceea ce s-a întâmplat la campionatul mondial până acum este o reușită pentru VAR, pentru că din punct de vedere al organizării și implementării au fost cele mai puține erori de organizare, ca să spun așa, sau erori tehnice. Pentru că și în Italia și în Germania, pe unde am mai văzut meciuri, au fost foarte multe probleme, adică se ajungea la un moment dat în situația ca o echipă să înscrie un gol, arbitru revedea faza și acorda lovitură de pedeapsă în favoarea celelalte echipe, după ce ceilalți două minute se bucurau împreună cu fanii. Nu e în regulă, e o problemă asta, adică și pentru spectaculozitatea jocului și pentru orice. Adică, da, deci ca o concluzie e destul de greu să fie implementat VAR. Cred că la noi va mai dura o perioadă până... E o perioadă de tatonare. Nu cred că se poate din sezonul următor, deci poate din sezonul 2019-2020 să se ajungă la un consens. Să vedem cum va evolua și numărul de echipe din competiția internă, pentru că am văzut că președintele Burleanu își dorește un sistem cu 16 echipe, președintele Ligii cu 12 echipe. Atunci, nefiind încă un consens din punctul ăsta de vedere, cred că VAR-ul nu este tocmai prioritatea niciunia dintre ei. Dar vor apărea cu siguranță discuții atunci când vor fi decizii eronate sau greșite ale arbitrilor și presiunea probabil că va începe să fie pusă din partea conducătorilor echipelor care vor încerca să apropie cât mai mult sistemul ăsta și de România. Aș vrea să te întreb, pe tine am căzut păcatul acum, că am o mare nelămurire. Ce vă învață Vasaras în celebrele lui discursuri, întâlniri pe care le aveți înainte de fiecare sezon? Vă învață cumva să nu fragmentați meciurile? Deci, de la început trebuie spus faptul că Vasaras este foarte bine văzut și pe plan internațional și la noi în țară. A fost unul dintre arbitrii foarte buni din Europa. Eu sunt arbitru de fotbal în sală, iar el este responsabil și în cadrul comisiei tehnice a UEFA de partea de fotbal în sală. Și la fotbalul mare și la activitatea de fotbal în sală este foarte, foarte bine văzut. Metodele pe care le-a implementat la Liga 1 și ceea ce se întâmplă la futsal, unde transmite mesaje și ori de câte ori are ocazia participă la consfătuirile noastre,
Sunt lucruri și tendințe pe care le pun în practică și arbitrii din Europa, din marile campionate. Cred că a reușit puțin să, sau așa mi s-a părut mie că, cel puțin în ultimul an, și numărul de erori ale arbitrilor a fost mai mic. Per total vorbim statistic. Pentru că erori au fost și vor mai fi. Să ne gândim numai la meciul Steaua cu CFR Cluj, care a fost pus în discuție să fie arbitrat de un arbitru străin și a fost arbitrat de unul dintre arbitrii FIFA tineri din țara noastră, ireproșabil. Și lotul, și arbitrii, și resursa umană pe care o ai la dispoziție trebuie să aibă o anumită calitate, pentru că altfel e destul de greu. Eu fac o simplă comparație și la nivel local cu ceea ce avem noi. Dacă ai cu cine să lucrezi și dacă ai material bun pe care să poți lucrezi, faci treabă. Dacă nu, e destul de complicat oricine ai fi sau oricum te-ai numi. Da, bine, ești președintele Comisiei Județene de Arbitri. Eu vă tratez pe toți în mod egal la nivel național. Mie mi se pare că în Liga 1, de fapt și în celelalte ligi, se fragmentează meciul într-un mod, nu știu, uluitor, mi se pare mie. Cel puțin 50% din calitatea unei partide este dată de prestația arbitrului. Cel puțin, după părerea mea, ca jurnalist sportiv. Orice contact este fluierat, orice, nu știu, orice atingere, orice bătaie a vântului este sancționată imediat. Asta nu înțeleg. Da, este foarte greu ca, mă rog, chiar și la nivelul ligii întâi, să se ajungă la acea uniformizare a deciziilor arbitrilor pe care cu toții ne dorim și pe care mass media o sesizează foarte, foarte ușor. De ce? Pentru că se lucrează la nivelul ligii întâi cu 30 sau 40 de arbitri. Vorbesc numai de arbitri, nu de arbitri asistenți. Fiecare are personalitatea lui și modul în care și-a format deprinderile de bază, da? Cu care a promovat la nivelul Ligii a 3-a, la Liga a 4-a, la Liga a 3-a, la Liga a 2-a, la Liga a 1-a, da? Pe care foarte greu poți să le schimbi. Adică să ne gândim la Balaj, da? Cristi Balaj, unul dintre foștii arbitri cu o manieră foarte largă de arbitraj, și apoi să-l punem într-o balanță cu Alexandru Tudor, de exemplu, da? Care știm foarte bine că este foarte strict, care preferă un alt tip de abordare a meciului și de alt tip de control asupra jocului. Bun, da, și la fel exemplele pot continua. Eu aici nu înțeleg, dacă vine Vasara și ține o prelegere în fața, nu știu, lotului ligii întâi. Bănuiesc că vine cu lucruri noi, bănuiesc că înveți ceva, adică nu absolut, rămâi... Absolut, sunt o serie de recomandări. Te camponezi la sigur, tău, la... Sigur, sunt o serie de recomandări pe care arbitrii le pun în practică. Însă când ajungi pe terenul de joc și timp de 90 de minute trebuie să faci ceea ce știi tu să faci și cum te-ai obișnuit de ani de zile, da? Pentru că vorbim de o activitate de arbitraj care începe cu 15-20 de ani în urmă, da? Ca să poți să ajungi la nivelul ligii întâi sau să obții statutul de arbitru internațional. Și atunci sunt lucruri pe care nu le poate schimba nici Vasaras, nici Colina, nici nimeni. Vorbim de personalitatea unui om și de deprinderile, da, pe care le are și care sunt foarte greu de modificat. Dar am spus-o și o repet, venirea lui Vasaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor până acum reprezintă un aspect pozitiv pentru arbitrii din România. Da, îți mulțumesc mult, Vlad, pentru prezența în emisiune. N-am mai reușit să vorbim despre proiectele voastre pe plan local, dar promit că o să mai facem emisiune în viitor. Ce să zic, mult succes în activitatea pe care o depui și noi continuăm după o pauză de publicitate, vorbim despre șah, mai exact despre clubul sportiv Micul Șahist din Iași. Continuăm discuția în partea a doua emisiunii, așa cum v-am spus. Vom discuta despre șah. Iașiul este teoretic capitala șahului din România. Avem cei mai mulți practicanți de șah la nivelul țării. Vom vorbi despre acest lucru cu invitatul emisiunii, domnul Ștefan Axintea, antrenor, coordonator Clubul Sportiv Micul Șahist din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ce ne spuneți despre...
despre acest record, aș putea spune. Da, o să fac o remarcă legată de cei mai mulți jucători de șac, cei mai mulți copii, cei mai mulți jucători. Este o muncă laborioasă începută cu mulți ani în urmă, da, de antrenor din Iași. Da, este doamna Piere Voznic, care a făcut și prima școală în anul 1980, prima școală în care se dădeau note la șac, note cu catalogul, e vorba de școala Bogdan Peceico, HD-ul. A fost antrenor de-a lungul anilor, antrenor de seama Iașului, în afară de doamna Piere Voznic, a fost domnul Volodea Weisman, care acum este stabilit în Franța și este coordonator al lotului de antrenori francezi. Da? Cu el am colaborat, a fost alături de antrenorul meu Markovic și Adrian, care este în Israel. Erau foarte buni prieteni și la antrenament eu lucram cu amândoi de multe ori. Da? Plus, antrenorii după aia, după Revoluție, după 89, au venit domnul Manoli, domnul Vladimir Danilov, domnul Cătălin Avotescu, care la fel acum este în Franța, la Lyon, domnul Vlad Ungureanu, colegii de la clubul Filidor, clubul Sfinxul, clubul Capablanca, sunt mai multe cluburi în Iași. Sunt destul de cluburi de șah. Da, e o activitate laborioasă și e munca multor ani și multe eforturi, multe concursuri și tot așa mai departe. Cât aveți la micul șahist? Noi scriptic avem în jur de vreo 120, dar cei care vin și lucrează activi, sunt o parte care vin tot timpul la club și lucrează, cei care își doresc performanța sunt în jur de vreo 40, la diverse grupe avansați, intermediari, începători, vreo 40 de copii care vin săptămânal și sunt în jur de vreo 60-70 care vin periodic, vin șah pentru ei, este un hobby, sunt destul de mari și vin doar când sunt concursuri sau alte activități legate de șah. Ei nu vin periodic. Deci în jur de 60. Ați spus că lucrează. În ce sens lucrează? Antrenamentele? Cum se desfășoară? Ce... Da, sunt, presupune muncă. Munca e esențială. Sunt o parte de șac, sunt parte în trei părți. În deschidere, joc de mijloc și finalul. Fiecare parte trebuie luată și exersată. Da? Diverse deschideri, sunt sute de deschideri. Da? Numai siciliana, care este cea mai cunoscută variantă, are vreo 20 de deschideri, cea mai are vreo 20 de variante, indiana regelui și tot așa mai departe. Jocul de mijloc, care e piatra de hotar a șacului, unde se fac planuri, se fac strategii, se exersează foarte mult și apoi, bineînțeles, finalul. Sunt partidele în afară de șacul clasic. Șacul clasic presupune când stai câteva ore la partidă, cele care le vedem noi tot timpul, dar în ultimul timp e un reveriment sau un aplomb formidabil, au luat-o partidele foarte rapide, special cele de blitz, șacul rapid și blitzul, care sunt mai spectaculoase. În Berlin sau în alte orașe, în Statele Unite, se joacă, sau Kasparov a jucat, sau Magnus Carlsen a jucat într-o cușcă de sticlă și se uitau mii de spectatori acolo, sau tot așa joacă în diverse arenii. Da? Și e mult mai spectaculos, se transmite pe ecrane mari și multă lume are acces la o partidă de șah. Da. Ce rezultate ați mai avut? Noi, clubul Micul Șah este înființat din 2006, eu cu colegul meu Lucian Filip, este maestru internațional și chiar dimineața a avut cursuri la o școală din Iași unde avem o sală, da? Și au lucrat cu vreo 16 copii, au fost dimineața cei care merg de vinerea viitoare la național, dar o să vorbim bănesc mai târziu. Și de-a lungul anului am avut foarte multe rezultate, mulți campioni. Prin mâna mea cel puțin au trecut Miruna Lehac, care este cea mai cunoscută junioară, care recent a fost și aleasă în lotul României pentru Olimpiada. Da? George Stoleriu, printre cei mai prominenți și cei mai buni juniori ieșeni mi-au trecut prin mână. Și eu mă ocup de obicei de lansarea lor. Matei Mogrzan, care a ieșit vicecampion european acum 2 ani. și alții, care mai fac sau nu mai fac șac. Mulți campioni, Matei Dumitrescu, Tea Boboc, Diana Lupașcu, Smarada Zanfirei, am avut în jur de vreo 10 campioni, Ioana Hrib, vreo 10 campioni, Andrei Bulgariu, care a fost campion al Uniunii Europene, Călin Alexandru, nu știu pe toți, cum să vi spun, dar sunt foarte... De la ce vârstă ai luat și până unde îi duceți? Eu, în general, eu îi caut, eu știu, sau îi găsesc, mai degrabă e cuvântul potrivit. Am așa o aprehensiune pentru să-i dibuiesc, să-i găsesc și sunt niște pași relativ ușori, dar nu este ușor să iei un copil de la zero, da? Și să-l duci, să-l dești pe o
eu știu, să ajungă un campion deja național. Nu e relevant, nu e decisiv să fii campion la 8 ani sau la 10 ani, trebuie să se confirme mai târziu, adică trebuie să fii totuși în spate să vină munca, dar nu e ușor să aduci copilul și să-l faci campion. Cam 8, 9, 10, 11, 12 ani, asta ar fi perioada de vârstă care, eu știu, sunt, să spunem, oarecum specializat. Da, și pe plan național sunt recunoscut pentru așa ceva. Chiar acum, luna trecută, am fost la cantonament și am predat cu loturile naționale. Am fost singurul din ea, ceilalți sunt o parte prea ocupați. Și am reprezentat Iașul ca și lector la cantonamente de cu loturile naționale. Și alte succese, anul ăsta am avut un an foarte bun. La național am luat 12 medalii. O parte dintre copiii noștri activează și la un club din București. Sunt transferați. E dublu legitimare? Nu, sunt transferați pentru că acolo au noi, ca și club privat, nu dispunem de fonduri suficiente. Cei din București îi pot ajuta cu bani și am transferat acolo. Și sunt ajutați de ei. Și împreună am luat vreo 12 medalii, da? 3 de aur, 4 de argint și restul de bronz, la campionatele naționale de la Călimănești din aprilie. Am avut tot luna trecută, am fost la mare, am fost cantonament o săptămână, două săptămâni trofeu litoral, unde am luat multi premii, da? am cules multi premii anul ăsta și am avut un an bogat până acum și sperăm să, eu știu, să fructificăm și să culegem cireașa de pe tort săptămâna viitoare la naționalii de la Iași. Bun, părinții când își dau copiii la șac, de exemplu, ce așteptări au de la... Da, depinde ce își propun, exact, asta e. Așteptări toți au, șahul, toți părinții acum știu. Cum îi cizelează șahul? Cum... Da, în primul rând îi ajută la concentrare, îi ajută la luarea deciziilor, îi învață să piardă. Prima victorie în șah este să înveți să pierzi. Asta este cel mai important lucru, adică poți să-ți pară rău, poți să plângi, poți să te superi, ai voie, că nu-i interzis, dar să știi să treci peste, să gestionezi chestia asta, că după aia altfel ori te retragi din sport, din șac, ori, eu știu, da? Să recunoști că adversarul a fost mai bun, nu? Da, azi a avut o zi mai bună, îi strângi mâna, felice, las că data viitoare o să încerc eu să te înving, da? E sfertul de fair play, asta e foarte important în șac și noi ne așa am crescut jucători care au un fair play formidabil și asta e, asta e primul câștig. Părinții sunt foarte bucuroși când văd cum evoluează. Că noi lucrăm și cu caracterul lor, și cu... Noi transmitem sau le dăm modele. Modele de urmat și ei sunt... Părinții sunt bucuroși, sunt satisfăcuți când văd cum evoluează copiii lor. Deci nu sunt satisfacții materiale atât de... În șac nu sunt satisfacții materiale. Nu sunt niciodată ca în fotbal, ca în tenis, da? Eu am avut o ocazie să dau cuiva un exemplu. Un șahist, muncește, făceam câteodată, avea vreo 20 de ore pe săptămână la șah. Închipuiți-vă, 20 de ore. Și un fotbalist avea un meci, eu știu câteva antrenamente, dar nu trecea de 15 ore maxim pe săptămână. Că nu făceam fiecare zi, sau chiar dacă făcea 2 ore, ori 5 zile, 10 ore. Și cu mai știu meciul, nu trecea de 15 ore. Ei, un șahist avea copii, aveau și câte 20 de ore pe săptămână, da? De șah și comparăm câștigul, n-are rost să le comparăm, că da, e clar. Nu, sunt câștiguri de ordin, eu știu, de ordin sufletesc, de ordin cele care te ajută toată viața. Ești un om împlinit, știi să iei decizii, te descurci în viață, ai făcut șah, da? Orice universitate de afară, când aude că ești campion, din afară țării, bineînțeles, când aude că ești campion, te primește cu brațele deschise. Drept dovadă, sunt mulți din Iași campioni, care sunt numai vreo 3 fete. Iosefina Păuleț, Maranda Pădurariu și Alina Motoc, vestita Alina Motoc, care acum este Alina Lami, toate sunt în Olanda, da? Au continuat studiile acolo și au fost primite cu brațele deschise de acolo, au și rămas acolo, din păcate, pentru 7 ani. Și mai sunt, eu am o elevă acum care a plecat în Danemarca, Diana Cușmuliuc, chiar anul ăsta este primul an, a terminat la Negruții și la fel i s-a întins o mână și când aud că ești campion la șac, știu ce presupune, da. Au fost campioni la matematică care nu au fost la fel de apreciați, paradoxal. Cu toate că și acolo e un efort extraordinar și ai o minte foarte laborioasă, dar cei de la șac se pare că au, eu știu, o deschidere sau sunt mult mai bine văzuți. Deja bănuiesc că ei știind că poate au și ei acolo foarte mulți care fac matematică, dar nu au așa de mulți campioni la șac pe cât avem noi, probabil, în Iași sau în țară.
Da, ați spus de șah, e fair play, nu știu dacă ați auzit de acea poveste. Cât de curând s-a întâmplat cu marele maestru a României, care a spus învingătorului său mult mai mic, când a întins mâna, i-a spus dispar. Cum e sunt acest situații, gest? Cum tratați voi șahiștii? Sunt. Oricine se poate enerva și oricine poate să-și piardă cumpătul. O punem pe seama unui moment de stare de pierdere. Dar nu ai voie. Dar ca și mare maestru care ai o cenzură, ai o barieră mentală extraordinară, n-ar trebui să întâmple. Dar am înțeles că nu a fost la primul episod. Deci, orice pădure are uscături. Dar sunt și caracterii care nu fac cinste șahiștilor. Asta e. În orice sport sunt foarte răutăcioși, sunt foarte agresivi, care își doresc prea mult victoria, sau care au fost, eu știu, care au fost lăsați. Să știți că, în general, cei care fac asemenea lucruri sau li repetă, nu li s-au primit, după primul incident, n-au primit o, eu știu ce, pedeapsă, cu o suspendare, da? Ia stai tu acasă 6 luni și nu mai vii în activitatea competițională. Și poate probabil sunt niște, dar s-a trecut cu vederea și s-au ajuns la situații de astea. Sunt, dar regretabile, sperăm să nu se mai întâmple. Cum este privit șahul în mediul rural? Bun, la nivel de oraș vedem că Iașu are președintele Federației Române de Șah, are cluburi de șah grămadă, va avea și Academie de Șah, am înțeles, din toamnă. Da, o să revenim și pe Academia Șah. Număr de participanți, vedem tot. Da, multe grădinițe, au fost vreo 40 grădinițe la un moment dat, 30 de școli, acum s-au mai redus pentru că instructorii totuși nu sunt probabil mulțumiți de câștigurile făcute. Asta era acum vreo 10-15 ani, între timp au apărut multi-opționale, mai lebu, multi de limbi străine și s-a mai restrâns aria celor care fac șah. Da, șahul este privit ca un punct de reper. Haideți să vă dau un exemplu. Eu fac la școala Titu Maiorescu cu un coleg de la Clubul Filidor, Mihail Ștefanache, de vreo 15 ani, probabil, în jur de 15 ani. Ei, înainte, cea mai bună școală din Iași era Ștefan Bârsănescu, cea de la Bila, de la fosta Bila, da? De la autogară, fosta autogară. Și erau cei mai buni la matematică din oraș, la toate concursurile. Între timp, a venit și HD, unde s-a făcut șac, au trecut aia pe locul întâi, pentru că fac mai mult șac și, normal, copiii mai antrenați și o minte mai bună. După aia am făcut noi, eu cu colegul meu, aveam peste 100-150 copii, chiar 200 care făceam șac la Titu Maiorescu. Ei, închipuiți-vă că în ultimii ani Titu Maiorescu este numărul 1 în Iași ca și premii la concursul de șac și cea mai apreciată școală. Probabil că șacul are un rol determinant. Și Otilia Cazimir, unde este colegul meu, Ovidiu Gherasim, la fel, este pe locul 2, HD-ul pe 3 și Băsănescu sunt topuri cele care practică și care mulți copii fac șah. Deci vă întreceți în șah. Da, asta e. Păi la Titu Maiorescu, acolo pe hol, când intri la cabinetul directorului, să vezi un hol plin cu copii de acolo, din medale. Acolo a fost învățat și Emma Obadă, da? O altă campioană națională anul ăsta, care am zis-o pe Miruna Lehaci în finala națională, Matei Vâlcu, un alt jucător foarte bun, Andrei Bulgariu, care a fost campion al europenii, și tot așa mai departe, o groază de șahiști foarte buni. Bun, mediul rural? Mediul rural, datorită internetului, probabil, și datorită unor oameni inimoși, eu cunosc în Iași cel puțin vreo 10 și aici vreau să sublinez, este meritul domnului Vlad Ungureanu, de la antrenor la Clubul Politehnica, este și președintele șacului în școală la Federația Română de Șac. El și cu domnul Iacoban în vreo 2 ani au dat șacuri în toată țara, au făcut multe deplasări și au făcut mult lobby pentru șac și domnul Vlad Ungureanu, care fac o paranteză, acum este la București, este boardul FIDE al comisiei, al președintelui FIDE, care este în București acum și este o ședință care se ține anual și Bucureștiul este acum cea care o găzduiește. E o recunoaștere a eforturilor Federației Române de Șah, clar asta. Ei, domnul Vlad Ungureanu a făcut mult lobby și a reușit să meargă prin mai multe comuni ieșeni. O să dau exemplu mai Popești. Popeștiul, care este și relativ aproape, și numai acolo cred că sunt vreo 50-60 copii care practică regulat șacul. Sunt antrenori, sunt profesori de sport, sunt cei care, cărora le place șacul și care susțin și care au făcut efortul lor
Da? Dacă acum, când făceam noi, să spunem acum vreo 5-6 ani, făceam concursurile județene sau concursuri locale, ieșene, nu venea niciun copil din mediul rural. Ei, începând din 5-6 ani, da? După o perioadă când s-a introdus și s-a dezvoltat și acolo în mediul rural, am avut o situație la Carrefour, a făcut un concurs când au venit peste aproape 100 de copii din mediul rural. Deci un mare câștig să fac concursuri. De unde tot domnul Vlad Ungureanu a fost la un concurs care au participat vreo 60 copii. Deci a avut o răspândire fantastică și o să ajute mult copiii din mediul rural să ajungă și la performanță, da, dar și să dezvolte pe toate planurile. Bun, șahul, după părerea dumneavoastră, este sport sau nu? Că e o întreagă discuție aici. Este o definiție. Bun, lăsați definiția cu sportul minții. Cu... Da, nu. Deci, științifică. Eu o să vă povestesc cât timp. Eu am făcut fotbal, știți, până la 14 ani, și că atunci am fost junior la Politehnica. Eram fundaș de aptat datorită înălțimii, am un genunchi în coloană și după o lună n-am mai făcut șah. Și m-am dus la 14 ani la clubul de șah. Era clubul sportiv Unirea, domnul Marcovici. Evreu, este în Israel. Și mai vine din când în când joc la Memorial Sadoveanu. Iar a fost și anul trecut și acum 2 ani și ne reîntâlnim cu mare bucurie. Ei, deci, ce să vă spun, rușii, cei care au studiat foarte sistematic șacul și au multe cărți, da? Și vă spuneam că domnul Marcovici și domnul Weissman și doamna Perevoznic, da? Acum 30 de ani, 40 de ani, mă duceam la casa cărții, mă întâlneam cu dumnealor, ieșeau cu un vraf de cărți în limba rusă, cărți de șac, bineînțeles, și mă duceam, eram pici pe lângă ei, mă duceam și eu acolo la raf și mai luam și eu ce mai găseam. Da? Și am învățat limba rusă numai ca să pot studia șacul. Nu, în limba română nu erau foarte multe cărți. Da? Ei, rușii au zis așa în felul următor. Șacul are trei componente. E prima dată știință, al doilea rând este sport și al treilea artă. Deci are toate componentele. De asta șacul e așa de universal, e un limbaj universal, e așa de cunoscut, e așa de răspândit, ca și muzica. Șacul e un sport, e ceva universal, ca și muzica. Poți să joci cu un chinez, poți să joci cu oricine, fără să știi să vorbești cu el. Am poți să arăți semne de remiză, da. Și așa mai departe. E formidabil, șacul are foarte mare răspândire. Nu este știut cât este de răspândit șacul, să știți. Am văzut... Deci este sport, după părerea mea. Depinde ce-ți dorești. Depinde cum îl iei. Pentru cineva care joacă, este sport. Pentru cineva care compune probleme de șac, pentru un problemist, da? Este artă. Iar pentru, eu știu, un antrenor sau un teoretician, cel care studiază deschidere, poate fi știință. Da. Da, sau pentru cineva din afară poate să fie obiect de studiu și nu sport. Poate sau... fi obiect de studiu, poate fi pus și un piedestal și văzut în vitrină că foarte mulți din afară femeie, nu-și închipui cât de complex este șacul, să știți. Pare simplu la prima vedere, dar nu, e greu, e mult de studiu. Ca și în orice domeniu, poți să fii savant, un eminent savant în biochimie, nu mai știu eu ce, da? În diviziunii moleculară. Ei, în șac nu poți fi nici campionul mondial, ia bătaie, tot timpul studiază ca să se afle acolo în frunte. La ultimul turneu, Caruana a ieșit pe locul 2, Caruana a ieșit pretendentul la titlu pentru, în toamnă ei vor juca Magnus Carlsen cu Fabiano Caruana, da? Americanul vor juca titlul pentru, vor disputa titlul, da? Și Magnus Carlsen ieșit pe locul 2. Deci poți să fii cel mai bun. Ce vreau să vă întreb? În șah pot fi aduse tactici noi, de exemplu? Mai greu. Deja închipuiți-vă că le mai arăt probabil s-au făcut toate formulele posibile. Le arăt copiilor probleme de șah compuse din 1479. Șahul are o echipă foarte mare, deja de când se studiază intensiv, are sute de ani. De când au apărut calculatoarele, au avut un boom da, așa, un potențial, da, extraordinar și aproape că totul ce era în șac s-a inventat. Acum, calculatoarele sunt cele care decid, dar latura umană nu poate fi dat la o parte. Știm că Kasparov, de exemplu, a jucat cu Deep Blue, da, cu calculatorul și a fost învins, dar la calcul, înțeles că la calculează milioane, da, de variante, eu știu în cât timp, dar la latura ala long, la strategii, omul încă învinge calculatorul și nu poate fi încă învins. Mai avem două minute până la final. Haideți puțin să vorbim și despre campionatul național pe echipe. Da, am vorbit cu domnul Manole, cu cei
care se ocupă, eu știu, de organizare la Asociația Județeană, domnul Manoli, domnul Vlad Ungureanu și domnul Danilov, de la, care este și vicepreședintele Federației, mi-au zis deja că el va avea loc la, începând cu vineri cu 13, prima partidă oficial, va avea loc la Traiana Storia, dar deja s-au anunțat foarte mulți din țară, sunt probabil 5-600 și numai în cap la de jucători, plus însoțitorii, pot ajunge și la 1000, da? Și deja și foarte participă. Da, se va juca și la Palatul Culturii, pentru că nu încap toți la Traian și la Storia. Da. Câți aveți? Noi avem vreo 5-6 echipi înscrise și ne luptăm ca întotdeauna. Anul trecut, vara trecută, concursul a avut la București și am obținut numeroase titluri, da? Și cu cei din Iași, cu cei din București, copiii care sunt de acolo. Cu cei din București am fost primul loc pe țară, da? În Iași am avut o singură echipă și a luat o singură medalie. Da, acum sunt mai multe din Iași, pentru că na, e locul și e mai ușor, părinții pot să-și aducă mai ușor copiii, da? Și sperăm să luăm iar o salbă de medalie ca la toate competițiile. Care deci se poate spune că Iași este capitala României la șah. Da, începând de săptămâna asta și a fost și va fi, și dar mai cu seamă începând de săptămâna asta, două săptămâni aproape. Dar nu, vom fi nu numai că organizează acest campionat. Am campionat mondial școlar, am avut campionat european de juniori, două campionat mondial de amatori, o groază de concursuri care au ridicat, am fost vizitați de domnul Carpov, de o groază de mari campioni și ridică Iașov. Câteva cuvinte despre Academie? Academia e un proiect care va face furori, cred eu, se va ridica la înălțimea care mulți o așteaptă și noi sperăm să coagulăm șacul ieșean, cei mai buni copii, și nu numai șacul ieșean, și din județele apropiate, și să facem un pol de performanță, da, în România și nu numai. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes la campionatele naționale, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, Cezar Floristeanu vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotmari.